atenție celor care vin în Bulgaria în vacanță! Avem toată marea la dispoziție! A meu! Stai că acela e mare! Eu îl duceam pe Matei în căruț și când la un moment dat mă uit, căruțul este gol. Iar Matei nu este în el. Asta ce-a fost, tati? Ai vrut cumva să o ștergi de aici? Dar bine că ați văzut! Ce? Glumesi! Eu nu iau nimic. Eu nu plec de aici, nu plec de aici. Ultima perioadă, Mihaela doar așa mănâncă, privind vlogurile cu ea. Cine e acolo? Și Mihaela mereu mănâncă. Singurică acolo. Atenție celor care vin în Bulgaria în vacanță! Am luat o vinietă pentru o săptămână, dar e de pe 12 până pe 18. Și bine că asta ți-am observat. Mergem acum la un gas station, la undeva la un Peco, ca să prelungim vinieta noastră. Hai să găsim o stație și... One week, 6 zile, nu știam. Deci vrem să fim cu actele în regulă. Mergem să căutăm. Dar voi să fiți atenți să vă luați viniete dacă aveți mai mult de 7 zile de cazare sau mai mult fix 7 zile, da. Luați vinietă. Mai mult de 6 zile. Mai mult de 6 zile, da. Cred că 15 următoarea sau care? Nu știu, 15 zile. Vom verifica și vă spunem și vouă. Pentru asta avem nevoie să mergem în oraș. Să o plimbăm pe Mihaela. Deci am plecat la stație să văd dacă pot să fac o vinietă. O bugărnietă. Sigur că poți să faci. Hai, te așteptăm. Nu cumva să rămânem cu amenzi pe aici, prin Bulgaria. Vă mai mintiți că am fost aici pentru prima dată? Matei încă nu era. Și tot aici am adus pe mulți, mulți prieteni de-ai noștri să facă și ei cunoștință cu aceste meleaguri. Am văzut un aquapark. Poate mergem acolo? Eu am văzut un autocar decapotabil. Poate cu el mergem? Eu am văzut un trenuleț. Poate mergem cu el? Dar nimeni dintre voi nu a observat o cafenea unde să mâncăm. Deja am scăpat vreo 30. Eu sper că copiii nu au observat caruselul. Am văzut acolo! Și eu am văzut! Dar bine că ați văzut! Mai bine vă dați în partea cealaltă! La niște arbuști, tufari! Dar nu putem să mergem cu barca? Cu mașina. Deci să o lăsăm la parcare. În primul rând, protecție. Avem soare din plin. Dar și apă câtă vrei! Avem toată marea la dispoziție! Și ce este interesant, ca și în Muntenegru, oamenii decedați sunt și pe case, și pe pomi, și pe garduri. Sunt pomeniți zi de zi. Aici mai e o biserică. Bulgaria este un popor slav, deci și ortodox. Doar că, mami, nu toate tradițiile lor sunt implementate și în tradițiile noastre. Deci, ce este acolo? Îți amintești? Prima dată când am fost, parcă era puțin mai mare. Era mai... Tu erai mai mic. Hai, încetate! Și tate nu ne permitea să ne urcăm pe acolo. Pentru că era altarul. Altarul și n-am zis să nu urcăm acolo. Cum e apa? Rece? Da, hai să ne răcorim. Bună de băut! Ia să vedem. Este ceva aici, ceva special. Ca să bei. Oh, un cufăr. Ia să vedem. Uite așa ei. Și eu, și eu. Și dai pe cap așa. Ne răcorim? Da. Șoarece. Ce e asta, Mircea? Chipiu, prima dată văd așa ceva. Chipiu și Minnie Mouse. Diferite personaje din desene animate. Ia să vedem. Ia să testăm. Ia uitați-vă ce frumusețe pentru Mihaela. Ce drăguțe! Și tu vrei, hai du-te și alege. Cine știe acest personaj, să ne scrie în comentarii. Cum se numește el? Eu am și pijama cu Pikachu. Da? Da. Ok, atunci vei fi combinat perfect. Hai și lui Ionuț. Care vrei, Ionuț? Pe care alegi? Mini-one? Acesta? Asta e mare. Acesta mă știe, bro. Al meu! Stai că acela e mare. Ia? Ah, e bună, da? Oh, sorry, mamă.
Așa, wow, Ionuț! Uite, Sonica! Își ia vânt acum și zboară cu racheta? Wow! Foarte frumos! Îți place? Chiar și păr are, Matei! Așa da, la are Matei? Matei ba, 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 ba. Ia, Melissa, să te vedem și pe tine! Cu Minnie Mouse! Ah, cea că trebuie mai mare? Ai, pic bună, mai mare. Bine așa! Bine? Iată, cum să ghicească abonații noștri? Iată. Melissa, în ce personaj s-a transformat? Dar Mircea? Dar Ionuț? Dar Ionuț? Drăguț? Și Matei? Este un atelier handmade, domnul. Ai venit ideea și a zis să facă chipiuri interesante pentru copii. Mami, eu zic că i-a reușit. Și atelierul chiar în spatele tău, tate? Da. Da, cât de multe sunt! Wow! Wow, wow, wow! Cine e curios acolo? Noi! Uite cine a dat un peștișor! Geantă cu ventilator? Prima dată văd! Imitație! Se pare că fără bani locali nu ne descurcăm! Am făcut și... și încă e lângă ceasa a dormit. Mami, suntem salvați, putem merge la baie. Bine că tati ne-ai salvat. Am găsit și toaleta. Voi, ce pizza imensă! Dar noi mâncăm înghețată! Dar eu aș mânca și pizza. Wow! Câte feluri! Asta e mea. Asta e mea. Cine ce alege? Eu vreau de căpșuni. Eu vreau din ciocolată. Eu și... Sau așa trei culori, vrei? Da, eu vreau așa. Wow, Ionuț, așa înghețată. Da, sigur. Wow. Uite, Ionuț, ce frumos e! Așa? Ulala! Hai, următorul! Uite, chiar aici eram câțiva ani în urmă cu Matei și Mircea și Melissa. Eu îl duceam pe Matei în căruț și când la un moment dat mă uit, căruțul este gol. Iar Matei nu este în el. Matei ce făcea? Se a plimba. A coborât din căruț și se plimba pe aici. Prin Neseba. De fapt, el căuta magneți să pună acasă pe frigider. Eu țin minte, noi eram la niște scoici foarte mari. Și el s-a... El a coborât și s-a întors înapoi după scoici. Eu vreau două culori, ca și Ionuț. Vai, ce bine arată. Melissa, tu? Eu vreau doar din căpșuni, așa. Ce bine arată! Vine bomba! Mami, e cea mai scumpă a ta? Da, nici nu am observat. Mulțumim! Wow! Toți deja au reușit... Nu! Ionuț, nu lua de pe jos! Gata, a căzut de acolo! Uite, mâncăm de aici, da? Până noi savurăm înghețatele, voi să ne scrieți în comentarii care personaj v-a plăcut cel mai mult din chipiurile noastre. Și dacă doriți, poate vă trimitem unul și vouă. Coborâm mai la vale mai repede, pentru că spatele meu este ceva incredibil. Copiii, dacă observă, noi nu plecăm acasă fără de perne. Și țin minte când am fost aici și am vrut să punem mâna și domnul nu ne-a dat voie. Nu v-a permis, da? Dar cât de bucuroasă aș fi dacă aș găsi în apă, în mare așa scoi! Și sunt, Melissa, cu siguranță! Wow, ce-am găsit! Ca să primești un pâine din acela, trebuie să nimerești în ceva păhăriele. Ne ducem acolo! Hai să încercăm! Asta ce-a fost, tati? Ai vrut cumva să o ștergi de aici, să ștergi Putina. Nici o șansă? Mami, pare un joc foarte simplu. Sunt doi saci în care trebuie să țintești, uite, acolo în niște doze. Dar sacii, cu siguranță, sunt foarte, foarte ușori. Ai, nici ar să testezi, dar eu zic că e treaba grea. Pușca, să știi că nu-i ca cea din Oradea. E una bulgarescă.
Țintește față, dar în spate, probabil. Hai, Mircea! Cuțoile acelea sunt grele. Wow! Și gata! Și eu vreau un pată acela. Un pic, Mircea, încă unul! Iată și Minnie Mouse s-a trezit. A dormit bine în căruț. A păpat, a băut apă și a văzut ceva acolo. Ce e acolo? Mami, uite papuci! Papuci? Ce? Copii la școală! Papuci cu șpore. Dar ceva și... așa le-am cumpărat și examinatorii nu au ce să ne elimine și la examen. Și aici e un buzunar. Aha, pentru și... copiuțe. Parcă sunt făcut din blugi. Da, Mihaela mă chitește pentru plimbare. Îmi se vine cu minioni. Nu minioni, cu Minnie Mouse. Iar acum să vedem pe Melissa cum țintește la coș cu mingele. Coșul pare destul de mare, dar fii atentă că mingele ar putea să sară de acolo. Timisa, care? Aceștia luăm. Aceștia luăm. Da, Melissa, dar ziceam că să-ți iei cu copiuțe, nu? Tati, nu fii șmecher. Ce-ați găsit? Mami, Melissa, după ce ai legat mai strâns, zice ce? Că ei sunt perfecți. Da, fără șosete, probabil. Probabil că dacă mai ai și șosete, e ok? Mărimea? 36 în clasa a 5-a. Dar, voi, ce mărime au copiii noștri? Îi iei pe ăștia? Mie, de exemplu, mi-a plăcut așa model. Dar că ăștia strică mai călduroși. Păi, pentru primăvară, toamnă. Cu ei nu poți să te joci fotbal. Se rupe ușor materialul. Wow, Melissa! A, invers așa, cum arunci tu? Invers așa! Fetița ne-a spus un secret. Să aruncăm mingea invers. Mai încet. Eu vreau pe ăștia. Aceștia? Nu-i nici cauză. Că se strâng. Păi și aceștia se strâng și aceștia. Cum? Bine arată. Se strâng după mărimea ta. Așa încă mi-e carismă am văzut. Dar la role? Mami. Dar are de 32. Are de 32. Cum se strâng ăștia? Dar eu am văzut asta și nu înțelegeam pentru ce-i. Ca la patine, ca la role. Tati, ai un păianjen. Aici! Mami, eu mai tine păianjen. Te rog frumos, dă-l jos. Se duce în geantă. În al treilea joc, uite, mami, vreau să țintim cu niște mingi de golf în mămâilicele de acolo care stau. Doar că trebuie să țintești chiar în mijloc. Fiți atenți, cine se aventurează? Eu! Hai să testăm stânga mea! Super! Încă o dată, tati! O, m-a cărodat, mami, m-a cărodat! Hai! Hai, dă-mi, îi dau cu dreapta! Hai cu dreapta! Hai cu dreapta! Cu dreapta e mai rașpa decât cu stânga! Hai că am găsit șosete prin ghiozdanele noastre! Hai, Matei! Iată, Matei, am luat mărimea 29. Ce? Matei! În cap! În cap, dar cum? Ia, ridică-te! Îmi pare că trebuie mai mari. Da. Așa, încă un pic, încă. Ce? Auzi, tati, iată acum cei de la grădiniță o să spună că băieții noștri sunt bravo! Își încalță... încălzămintea singur și leagă și returile. Stai că și Mihaela și-a găsit o pereche. Mihaela pentru Matei a dus. Pentru Matei? La tebe! La tebe! Ionuț, după asta și tu, bine? Hai, aruncă, hai! Wow! Super! Hai, Mircea! Wow! Lunga puțin! Matei, hai! Iese! Ați simțit mă de dreptul meu în jos! Ia să vedem! Mihaela! Ia! Îți place rochița? Probăm?
Gata, ea se duce cu ea acasă. Ea se duce în cabina de probă, da? Hai să mergem, să o îmbrăcăm. Ce-s-i pentru păr? Uite! Wow! Pentru ulala! Imediat o probăm! Și agrafa! Prințesa nu vrea să-ți se ducă la bal. Așa, gata! Și facem o piruietă balerina noastră! Wow! Super, Micaela! Stai că-i transpirată un pic așa. Da? Ce? Ce e acolo, băieței? Ia să mergem un pic. Hai, hai, hai. Vai, bravo! Hai să vedem ce face și Mircea. Wow! Ulala! Cât e una? Cât e una? Hai, Mircelică! Măcar în hârtie să țintești. Și... fix în negru. Da, Mircea. 8 puncte deocamdată. 8 puncte? Da. Hai. Da, Mircea. Nu știam. Și? Iar 8 puncte. Wow! 9. 9 puncte. Mai aveam încă puțin până la 10. Și nu vreau că știu de fotbalii. Ce-i asta? Cu Messi. Ce vârstă? Ai scrie 128. Este mărimea ta. Da, exact. Să vedeți cum mă duc în fotbal. Dar poate nu o luăm. Nu, o luăm, o luăm. Eu nu plec de aici, nu plec de aici, nu plec de aici. Nu știu, până nu ne spun abonații nouă și până nu apasă pe like sau să scrie în comentarii, eu nu iau nimic. A găsit și mărimea și potrivită și tot. Numai că fotbalistul nu mai este, da? Da. Mirisa, dar ce zici să tragi și tu? Hai, Mirisa. Hai să testezi. Ok. E foarte grea pușca. Da, fix în trebuie să o fixezi așa, să țină bine. Putea. Hai, tati, tu. Mami, ți-arată. Ei, mami. Hai, mami. Nu mai știe mami, dar... Mami, în care mână, da? Da, eu stângaci. În ăla de sus. Nu? În așa. Nimic. Măcar bine când ai citit oameni în văzător. Da, bine. Sau în păpușile astea de pluș. Bă, n-a pasat noi. Băi, băieți. N-ai reușit să țin. N-am reușit. Că Ionuț deja a pasat. Wow, tati, ce hotărât. Dă-i. Wow! A fost între 9 și 10. Wow! Asta e a mea. Și asta e a mea. Și nici aia e și asta ta. Nu vă doar că ați umblat la antrenamente. Da. Gata, așa arăt. Și Matei pe aici face... Și Matei cum este? Și ca să fie o echipă întreagă, toți băieții din familia mele mi vor purta... Așa? Ce-i drept că mami nu prea urmărește fotbalul, dar da. Am înțeles că este cotat bine acest fotbalist. Mami, nu e mai cotat decât Ionuț. Mai este încă vreo jumătate de oră.